Teo Trandafir și-a făcut o schimbare de loc în doar câteva minute, în direct, la TV. Prezentatoarea emisiunii Teo Show a încercat extensiile, astfel că telespectatorii au putut să o vadă cum arată cu părul lung și blond. De ani de zile, Teo Trandafir are aceeași coafură și a apărut întotdeauna cu părul scurt de când s-a lansat în televiziune. De data aceasta, prezentatoarea de la Canal de 6 a surprins telespectatorii cu o schimbare de loc în doar câteva minute. Având invitat în platoul un hairstylist, vedeta a profitat de moment și a acceptat să încerce extensiile de păr. Abia aștept să văd și eu. Nu e rău deloc. Mamă, ce complicate! Suntem chiar frumușele. Acum, un sfert de oră cât mai am părul lung, scoateți-mă și pe mine la cină. Sunt singura femeie cu păr scurt de aici, virgulă, a spus Teo Trandafir. După ce Bursucu a plecat de la Teo Show, virgulă, Teo Trandafir are doi colegi noi de emisiune. Mihai Mitoșeru și Bella Santiago sunt noi colegii ai lui Teo Trandafir în emisiunea difuzată pe Canal D. Ea cântă și e frumoasă, ea gătește, are talentele ei, virgulă, a spus Teo Trandafir despre Bella Santiago. Când a venit vorba despre rolul ei și a lui Mitoșeru în emisiune, prezentatoarea a ținut să clarifice totul, în stilul ei caracteristic. Când e vorba despre un interviu serios, mă lași pe mine, apoi vii tu, virgulă, a spus râzând vedeta către Mihai Mitoșeru.